Spune și mie niște puncte slabe ca să putem să facem rost de o cale să rezolvăm. Nu o fac cu răutate pentru fata asta că n-are nicio vină din păcate, dar e la mijloc, n-am ce să fac. O să îi fac o surpriză, dar nu zic care, anume. E una super. Stai ușor, domnișoară. Stai ușor. O vezi? E în regulă. E un pic speriată. Un pic mai mult speriată. Mi-ai zis fă. Eu zic să treci în spate, că s-ar putea să ți-l dau pe Johnny în gură. Propria mamă, bă. M-a mințit pe față. Bine m-am regăsit la un nou episod de Mariusel. Un nou episod, o nouă nebunie, pentru că astăzi avem un plan destul de mare. O să vedeți exact ce se întâmplă în acest episod. Nu vreau să vă dau spoilerele. Dați acolo pe butonul ăla de like, abonați-vă dacă sunteți noi. Înainte să începem, vreau să vă anunț că mai este foarte, foarte puțin până să aflați care este mașina mea nouă, pentru că multă lume mă întreabă peste tot, o grămadă de mesaje. Sâmbătă la ora 1 o să fie premiera pe YouTube. Sper să nu fie absolut nicio problemă. Videoul ăsta este filmat miercuri. Live-ul este făcut pe Trovo, știți că noi facem live-urile de pe Trovo înainte și după aceea apare mai târziu pe YouTube, așa că dați un follow pe Trovo dacă vreți să fiți mai devreme să aflați de episoadele de Mariusel. Dați un follow pe Trovo pentru că am ajuns să facem cu 2 zile înainte să apară pe YouTube. Bine, bine, uite acolo cât ce nebunie pe chat. Dați acolo pe butonul de like. Înainte să începem, vreau să vă anunț și că este o șmecherie la Trovo pentru cei care vreți să vă apucați de Trovo, de live-uri pe Trovo, pentru că e o platformă destul de mișto după părerea mea, de asta și fac live-uri pentru că e mult mai liber, poți să pui orice muzică vrei, e mult mai lejer, n-ai nicio treabă, știi? Poți să câștigi și bani. Dacă vreți să vă băgați, aveți un cod, un link în descriere de la Trovo, un referral link. Dacă vreți să vă apucați, puteți câștiga până la 360 de euro, cred că ceva de genul 390 de euro, pe acolo, nu mai știu exact cât era suma, nu mai am timp să mă mai uit acum, dar puteți câștiga undeva la peste 300 de euro dacă ajungeți la level 5 de live, dar puteți câștiga și lejer destul de puțin, gen 10 euro, 20 de euro, puteți să-i faceți destul de ușor. Știu asta din experiența, pentru că și Zoomi s-a apucat, puteți să mai faceți toți, ok? Trebuie doar să băgați codul Andrei Ro dacă vreți ca promo code acolo la referral code, băgați Andrei Ro, efectiv Andrei Ro, cum e numele canalului, cu ro mare și amare, sau intrați pe linkul din descrierea videoului, ok? Ca să vă apucați, deja am văzut cum mi-ați folosit de Stoic, pentru că am anunțat pe alte live-uri de pe Trovo. Și pe lângă asta aveți și un cod de reducere pe shop-ul de la OneTap, pentru că a început o întreagă nebunie pe OneTap, după cum vedeți, suntem 206 player pe OneTap, vă aștept. S-a băgat și un promo code Mariusel de 25% reducere. Dacă vreți să vă luați orice de pe shop, de pe OneTap, aveți 20% reducere sau 25%, nu mai știu exact. Cred că 20. Hai să dăm drumul la treabă, să nu mai stăm la discuții. Astăzi ne propunem să-i arătăm lui Antonel, pentru că data trecută, da, hai să luăm altfel. Data trecută, țineți minte că eram cu nebunia ce s-a întâmplat de Halloween. Nu știu ce naiba s-a întâmplat de episodul anterior. Viziune, neviziune, nu știu ce naiba s-a întâmplat. Ideea e că a fost un mare, mare haos, știi? A fost un mare, mare haos și până la urmă, la final, ne-am trezit cu Antonel peste noi. Să tragă noi, să ne omoare, să n-aibă știe ce se întâmplă. Ideea e că trebuie să ne calmăm. Nu putem să ne facem nunta, ok? Noi vrem să facem nunta. Și voi vreți, și eu vreau să scăpăm, să ne simțim bine, să fie în regulă, să facem acolo un Mariusel Junior, un ăsta cum vreți voi. Nu știu, mai vedem noi exact care este treaba. Știu că vreți treaba asta. Rămâne de văzut, nu vreau să vorbim despre treaba asta. Dar astăzi o să încercăm să calmăm treburile. Cum calmăm treburile? Păi practic trebuie să ne fim și noi șmecheri, știi? Trebuie să vorbim cu arabul și să cumva să-i găsim acolo o slăbiciune ca să-l facem cumva să se calmeze, să nu mai fie atât de nebun încât să vină să tragă mine când eu am zis o dată gata, gata, nu e gata la el. Așa că practic trebuie să ne ducem să-l calmăm. O să aflăm imediat cum facem treaba asta. Noi am rămas aici la motel. Ce fac fetele? Bună dimineața! Bună! Ce faceți? Ce faceți? Te așteptam pe tine. Tu sunt bine, cum ce faci? Te-ai mai revenit? Eu sunt perfect, am avut un vis minunat. Mamă! Știi ce am visat? Multe haine, noi, în magazine. A, și acum ești fresh, ești ce trebuie, nu? Da! Normal! E bine atunci. Uite-l... Bă, mâncați-o și... Are și el Dacia și a învățat să... Uite-și tu. Își rupe Dacia aia, își rupe ambreiajul, ești nebun? Deci astăzi o să vreau să sun pe arabul. Pe tipul ăla care vorbea o română cam mai ciudat așa.
Și o să trebuiască să vorbesc cu el, să rezolv situația asta cu Antonel, pentru că vreau și eu să fac nunta aia liniștit, fără să mă atace mascații cu pistoale când mă aștept mai puțin, știi? Că n-a fost drăguț. Practic acum eram acolo cu Bezea, care până la urmă, ce am aflat despre Bezea? Care e concluzia zilei de ieri? Că te-a păcălit și că fantomele cu tine. Stai că mă sunt cineva. Că ai visat. Nu știu, nu mi-aduc aminte, sincer, ce s-a întâmplat. Alo? Pe unde ești? Oh, salut! Chiar pe tine voiam să te sun. Ți-ai adus aminte de ce am vorbit ieri? A, da. Eu în momentele față sunt în pustietate. Unde ea vrea să ne vedem? Chiar voiam să te sun. Observator. Observator? Ia de cameră să văd exact pe unde ești. Eu sunt pe aici, prin pustietate, dacă vrei să vezi, te vezi. Oh. Aici, observator. Ok. Da, 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 observator, ok, vin imediat. Îți place mașina? Ia, dă să văd. Dacă nu merge mai în spate, tot o? Seamănă, cred că e... s-ar putea să am o surpriză. Surpriză? Hai că vedem imediat. Are aceeași mașină ca mine! What? Are aceeași mașină ca mine. Voi, cum vedeți voi o soluție ca să scăpăm de situația asta cu Antonel, să mă lase o dată în pace? Te duci și rămâi. Da! Bă, am mai făcut treaba asta odată și a dispărut câteva luni. Și după aceea a reapărut de parcă nu i-am făcut nimica. Adică... nu văd asta o soluție. Plus că nu aș vrea, frate, să fac chestii de genul. Vreau să trăiesc liniștit, să pot să am o viață liniștită, alături de Bibi, alături de familia mea, alături de toți. Știi? Fă pace cu el. Păi a mai încercat ultima dată. Și când am zis că facem pace, nu știu ce, a început să mă urmărească după. Am zis, ok, hai să lăsăm așa. Și după aceea a început să mă urmărească. Și după aceea am scăpat de urmărirea aia. Și după aceea m-am trezit acum câteva zile. Uite, mă rog, acum câteva zile. După câteva zile m-am trezit ieri. Că uite, a venit cu armele după mine. Părere? Pune poliția pe el. O să vedem imediat, vorbesc acum cu Arabă, că Arabă îl cunoaște mai bine și știe exact ce soluție să găsim. Am un prieten care trebuie să-i vină neapărat mașina. Mai are mega puțin. Da? Da. Are cumva și tare curios. A avut. E la pe altă planetă acum. Am înțeles. Uită-mă asta aici e? Pe Arabul meu, ia uite-l. Da, mă, da. Prietena mea a fost în matizul ăla, s-a distrat. Da, ia uiți. Da. Ai venit, ora viitoare. Ia uiți. Veniți cu... stai. Hai că veniți cu mine. Hai. Salam alecum. Salam alecum, da. Toate astea. Tot, da. Tot, tot. 2015. Ce? Bună ziua, domnule. Ce 2015, mă? A, nu zic. De ce cu masca aia pe capul tău? Da, nu-ți place costumația mea, domnule. Dă-ți masca aia de la față. Da. Dă-ți masca aia. Zic ce, domnul, care e îmbrăcat de 2016. Nu mă refeream de îmbrăcăminte de mașină, mă refeream. M-a sunat unul ieri care avea așa o mască asemănătoare. Așa că de asta zic să dai jos, cum mă sperie. Avea albastră. Avea albastră, asta mă gândeam și eu, dar totuși e asemănătoare. Măști de astea găsești Altex. Sau nu e chiar asemănătoare. Decathlon. Dar de ce porți? Nu-mi place să-mi fie văzută fața. Păi tu fără lăsai șarfă de-aia. Da, păi E cald în zilele astea și transpir, e nasol, dacă știi. Mhm. Și, na. Bine, fetele, stați puțin aici, am un spectac. Apropo, că venea, dacă venea vorba de mașină, ți-am văzut-o deja, e exact aceeași mașină. Păi asta, pe 2015 te-am întrebat dacă e tot anul de 2015. Eu credeam că întrebai de fete ceva, dacă... A, nu, eu credeam că, mamă, uite, băiatul este cu două fete din mașină, era... A, da, hai că nu. Nu, mă referam la mașină, nu uitați la Camile, okay. Nu uitați la Camile, uitați la mașină. Cum adică Camile, mă, băi, una e gacica mea și una e sormea, așa că ai grijă, te rog. Da, scuzat. Păi, fără scuzat, nu se mai întâmplă, ok, te rog. Deci... Da. Hai, vină puțin cu aici să vorbim. Sigur. Două secunde să le zi la fete. Eu să vorbesc puțin... Este Black Friday. Ce? Ce? A? Hai, că vă las. Hai că vă las cu Black Friday-ul vostru, baft. Așa, ele vorbesc de Black Friday, ok, n-au ce treabă. E ok,
Ca să mai știu niște anvelope de Black Friday acum că nu vin. Hai, zi-mi tu repede. Cum găsim noi o soluție să-l facem pe Antonel să se calmeze? Antonel? Ce treabă a avut-o cu Antonel? Eu? Da. M-a atacat, am zis cred că la telefon ieri. M-a atacat. Cu arme, da, cu arme, cu mai multe mașini, a tras în mine, mi-a țintit mașina și toate astea. Aha, și aproape mă prindea, nu prea era combinație, știi? Am reușit să scap într-un final, dar ideea e că nu am saturat. Vreau și eu să fac o nuntă, vreau și eu să trăiesc liniștit, vreau și eu să găsim o soluție prin care să poți să trăiești și eu liniștit, știi? Înțeles, înțeles. Da, spune și mie niște puncte slabe ca să putem să facem rost de o cale să rezolvăm. Păi el a avut două puncte slabe, cred. Poliția și ține mult la oameni. Poliția și ține mult la oameni. Cam asta. Păi stai, are frică de poliție? Da. Uite chat, vedeți? Și frică... El se atașează rapid de oameni și nu îi place să aibă... Se atașează rapid de oameni. Păi stai, mă, are vreo gagică sau ceva? Da, acum el, na, schimbat ale ca pe șosete, dar da, a avut acum una. Păi și ține la ea sau salut? Acum, da, ține la ea, de câte am înțeles, da. De câte ai înțeles tu? Eu cred că... Da, de câte am observat... Parcă văd că o iau pe sus, după aceea vreau să-l sun și o să fie ceva de genul... Aaa, nu e problemă. Lasă că... A, nu, că nu ține la ea, au ceva timp. Ține la ea? Are, au ceva timp de când... Vreau să fiu departe de fete. Mafia vecină, iau ce priveliște frumoasă aici. Că n-am mai văzut de mult priveliște asta. N-am mai văzut de mult priveliște asta și mi-era dor. Wow, frumos, frumos, da, adevăr. Hai, sună acolo, spune, la cine vrei să suni? Te cunoști cu ea sau care-i treaba? Păi... Ești prietenul cu ea? Da, avem o relație de prietenie, să zic, dar nu prea vorbit cine știe ce. Acum să văd dacă mai am numărul, că eu schimbat telefonul, da, un pic să mă aici. Te cobor la nivelul să europești pe fata aia nevinovată ca Antonel. Da, nu mai ai avut numărul ei. Să vă spun care e planul, guys, ca să înțelegeți de la ce mă refer aici, ca să nu înțelegi greșit. Ca să spun care e planul, știi ce vreau? Da. Eu nu vreau să-i fac rău fetei astea, îți dai seama. Vreau să o iau și să o iau cu mine, gen să pare așa că să o sperii, știi? Practic vreau să o sperii. Din păcate asta e, n-am ce să fac, trebuie să o sperii ca să fie credibil. O iau cu mine, bla bla bla, o pun undeva și după asta, ce mai probabil o să se sesizeze Antonel și o să mă sune, sau ceva de genul pe acolo o să vină, o să vrea să se intereseze de iubita lui și o să-i zic, ne vedem, să vorbim și bla bla bla. Eu o să-i dau iubita înapoi, dar după ce promite că ne calmăm și că mă lasă în pace. Părere? Plan? Ar merge, dar chestia că... El nu trebuie aflat că eu lucrez cu tine. De fapt, nu prea a avut de unde, că dacă tu nu ai spus, eu nu am spus, n-a avut de unde știut. Păi de ce nu trebuie să știe dacă lucrez cu mine? Păi de ce? Păi eu cum mai pot să iau informații despre el, cum pot să mai stau cu el, cum chestiile genul. Bine atunci, deci rămâne doar între noi că lucrezi pentru mine, da? Rămâne doar între noi, da, păi asta zic. Luigi, mișto. Mi-e rău. Mersi. Îți place cum te îmbrăci. Mersi, mersi, topo. Azi am plecat așa pe fugă cu ceapă prin casă, așa mai sport, că... Ah, pe data asta a mers nasol, probleme, familie, chestii de genul. Am înțeles. Da. Bine, mam. Deci, ți-am zis cum rămânem. Spune-mi unde să dau de fata asta, poți să suni? Eu am mers căutat pe unde știu că umblea de obicei și dat un mesaj. Bine, hai, du-te și mă anunți, da? Bine, ne auzim. Bine. Hai, nu-mi coace. Ați înnebunit? Nu, nu mă nebunit, doar asta am nebucurat. E febra reducerilor sau ce? Da, nu e așa că ne duci la mall? Ce, mă, bă, calmați-vă, mă, n-aveți bani pe ce să dați. Dai două. N-aveți pe ce da banii și voi vreți să vă duceți la mall? Da. Deci nu mergem? Vă las la mall, ceva... Vă las la mall ca să scap de ele, știi? Vedem. Și vrei după ce termin treaba să mâncăm sushi? Așa, în familie.
discutăm, am o treabă destul de importantă cu... După. După asta. Da, după. Cred că da. Bine. Vrei sushi cu caviar sau cu creveți? Ha? Vrei sushi cu caviar sau cu creveți? N-am mâncat niciodată sushi și tu îmi spui că dacă vreau cu caviar sau creveți. Avocado? Cu ce ai zis? Cu creveți și mai ce? Creveți, caviar, creveți. Sau avocado? Avocado. Creveți. Creveți? Bine. Vrei și în creveți și avocado? Creveți. Doar creveți? Creveți. Doar creveți, ok. Da. Aici am urmă. La Rockford, aici? La Rockford Plața? Da, da. Da, da. Bine. A căzut stâlpul, a fost dacă un accident. Oh, o dată să bag benzină deja. Hai că vă las aici. Bine, mă sunați pa, pa. Care mai este situația, mă țineți la curent dacă e ceva urgent. Da, 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 pa. Hai, aveți grijă cum mă îmbrăcați. Bă, am scăpat de două fete. Sunt în siguranță, relativ, sper. Am să bag benzină neapărat, nu te pot să alimente și eu. Benzinerie. Cea mai apropiată benzinerie, mamă, unde e? Am 5%. Pa. Hai. Da? Găsit. Ia, dă cameră. Nu pot conduc acum, am pe Bluetooth pe mașină. Ok. Nu pot. E la cimitir. La cimitir? Da. E acolo... la cimitir? Da, acum e pe acolo oprit. Nu oh știu my ce god. Bine, acolo. Sper să mai stai acolo, că mai trebuie să mă duc să alimentez neapărat mașina, că nu pot să mai... Hai, așteptat. Repede! Să alimentez mașina repede. Am 5%. Da, Flăcău, n-auzi? Alo? Da? Auzi, Flăcău? Da. Ai grijă cu mașina, constai, că poate intra cineva în tine. Da. Auzi, mă ajungi pe mine la Logan, că am și eu acolo o piuliță de pus și mai vede toată aia bine. Te-aș ajuta sincer, dar am o mare problemă în momentele față, am și 5% benzină. Uite cât ajută băiatul ăsta din spate. Bine, șeful cum... Bă, da, are o voce așa de cunoscută, zici că e tataie. Ăla-i cumva Caso? Asta zice și voi, nu e așa, dar nu e, ați văzut și voi cum arată. Mă las la mișto. Oh, alo, am rămas fără benzină, mă... A few moments later. Mi ferește, mă. Uitați-vă cum am ajuns. Bă, băiatule, bă, nu vine să cred. Pana prostului. Și am văzut că nu mai am benzină, dar ideea că în joc n-am cum să estimez. Tomorrow. God, hai, Marisel, haide. Hai lucra la sală. Eventually. Așa ziceam și eu. Nu merge la jumătate de cheie. Băi, mașină nouă și merge la jumătate de cheie. Wow, dude. Wow. Deci că încă mai e aici. Perfect. Fix acolo. Eu nu știu exact cum arată. Dar e singura fată din parcare. Stai puțin. Mă, dar ce mașină are, mâncați și banii tăi. Aoleu, arabul ăla, cum nu e arabul ăla, trebuie să-l adaug și la contacte. Bostule, da? Ți-o arăt da? Și eu puțin și îmi spui dacă e ea? E asta din parcare. E asta din parcare? Da, păi sunt și eu în spatele tău, ești. Nu mă vezi cu mașina? A, ești aici? Da. Sunt cu ăla negru. Mașina neagră. Uite, fii atent. Ăla cu Dacia nu știu cine e, s-a întâlnit cu el, nu știu. Aha. Ia, că sunt și eu aici, lângă tine. Ok. A, uite-l mă, parabu. Nu, păi și o asaltăm împreună, trebuie.
De să sun. Oh my god. Bă, da, o da, asta... Merge pe ea. Stai. Mers. Stai că e aici. E pe dreapta. Deci mergem, vedem unde se duce și după aceea o asaltăm, da? Da. V-am spus, guys, nu o fac cu răutate pentru fata asta că n-are nicio vină, din păcate, dar e la mijloc, n-am ce să fac. Oricum nu o să-i fac niciun rău. Dar o iau doar ca să mă las o dată, Antonel, în pace să vadă că pot să fac și eu rău. Păi nu o să fac rău, doar o iau și o sperii. Dar n-au susperit ca să poată să îl motiveze să vină după ea, nu? Zic și eu. Încă nu m-am gândit unde o să o duc, dar... Cum ne-ai de văzut. Bă, asta ne dă șuste. Ne dă ocol. Că poți să mă apropii de ea, că oricum nu e ciudat. Mai ciudat dacă simt prea mult distanță. Asta ori și-a dat seama că e urmărită, ori... Puneți masca. Hai că puneți masca. Oricum nu mă cunoaște fata asta. Cred. Dar poate eu fi vorbit Antonel de mine, n-ai bai știe. S-a oprit să alimenteze, mă, băiatule, mă. Mă ia cred. Ok, deci știe că nu e urmărită, e bine. Ce să fac? Să mă poziționez exact aici. Să stau aici și o să stau ascuns. Stai să opresc motorul. Hai că opresc motorul dacă e. Hai că o ia și ea pe aici, unde credeam eu cu ea. Mamă, unde se aduce fata asta? Acum. Da? Mă, trebuie să găsim undeva unde să o asaltăm. Da, momentul în care stă și stărim pe ea. Bine, când iese din mașină, nu știu, sau... Da. Vedem că trebuie să oprească ea undeva. N-are cum să meargă și la infinit. Dar ideea e că se mișcă doar prin zona asta. A făcut dreapta sau stă? Nu știu, n-am văzut, că mă uit după tine eu. Hai să-mi bag piciorul. Nu știu că o găsim, nu-i problemă. Înapoi. Mamă, stau de vorbă cu tine și am pierdut-o. Păi și eu mă uitam după tine. Hai că e de ăsta cu Dacia. Bă, dar asta nu scapă. Asta e obsedat un pic, dacă ce când zic. Foarte obsedat, mamă. Mă, dar nu știu unde stă Antonel sau ceva? Bă, știu unde s-a dus. Știu unde e casa lui, dar... Cred că am mers la casă, sincer, că e prea... Prea așa. E ce să fac acasă? Așa. Bă, cred că știu eu unde, dacă vrei eu sun. O sun și întreb unde? Da, că i-am găsit numărul în legendă. Stai un pic pe dreapta aici.
Ce între punte ca să, ca să ne vedem, știi? Și hau, ok, fii antenă, vorbește cu ea că te vezi cu ea și după aceea ieși și eu și eu vin și te ameninți. Știi da, cum fac? Din spate vin, da. vin din spate. Bine, vorbești tu cu ea, bla, vin din spate și după aceea o să zică scoate și tu arma, arabă, nu știi, și după aceea o să scoți și tu armă, eventual, nu? Păi, nu, că o să vii tu din spate, o să iei de gât așa din spate rapid și după aia scoți și o armă. Fără să fie așa tip pe spate, că o să poți să stea cu spatele la tine, da? Ok, bine. Cumva, bine, 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 hai. Mamă, ce nebunie aici, ce naiba asta, mă. Direct Hitman. Băi, ești nebun. Vorbit? Ai vorbit? Și? Da. Ce că mers la Antonia la casă. Te hai vezi la Antonia la casă? Ok, și practic, tu scoate-o afară undeva în curte și pe aceea vin și eu, înțelegi? Da. Ok, hai, du-te să văd unde. Ne stau de vorbă și uite că am pierdut-o și am ajuns acum să stau în gura leului să mă puduc. E nebun. Wow, dude. Bă, tot ce vreau e să terminăm cu bine și să mă duc să-mi fac și eu nunta liniștit, să ne simțim bine, să vedem ce se mai întâmplă la nuntă. Că na, vreau să fac nunta asta pentru că nu pot să vă zic de ce, dar vreau să fac. O să vedeți voi, nu vreau să vă dau spoilere. Opa, a luat încolo. Ok, deci acolo e casa lui Antonio. Aici locuiește el, mă? Uite-o! Ok, sper să nu fie o problemă dacă parchez mașina undeva pe aici. Sper să nu fie o problemă. Ok. Dacă îmi spui că ăsta e Antonio, iau criza. Mără, băieții. Cine e ăsta, mă? Ce pune mea? Te rog frumos să cobor pe jos. E vreo problemă? Avem niște lucruri de vorbit. Ne cunoaștem? Încă nu. Nu vreau să ne cunoaștem atunci. Deci fii atent. Am văzut să te-ai în fața porții alea, nu? E vreo problemă? Da, vreau să aflu. Gen, vreau să-l primi pe scurt pe proprietar. M-am oprit. Să ce? Nu știu ce pe proprietar. Lasă-mă că mă sună cineva. Știi cine e proprietarul? Nu știu. Nu locuiesc în zonă, m-am oprit doar așa, poți să te duci. Da, așa te-a oprit și aici, așa te-a oprit și m-am oprit să dau un telefon, lasă-mă să dau telefonul, mersi. În curte la om? Da, lasă-mi și pe ce locuiești aici, ai zis că nu locuiești, așa că ceau. Nu cred că ești în măsură să te iei așa în gură cu un polițist. Păi, ce vrei să fac, șefule? Nici nu pare a fi polițist. Mi-ai zis mie că ești polițist, ofițer, nu știu cum, bla bla bla. Dar ce scrie acolo? Sunt sub acoperire. Ei, polițist sub acoperire. Păi și de ce? Stai puțin, de ce e polițist sub acoperire? Eu trebuie să aflu informații despre proprietarul casei, deoarece trebuie să-l arestez. Din câte am auzit, este, nu știu câți ani, 17-18, dar are... Parcă era în poliție, bă, mă spar, mă. Are probleme cu poliția. Face destul de lucruri rebe. Antonel are probleme cu poliția, guys. Nu știu unde este proprietarul. Sincer vă spun. Da, știi cine e proprietarul? Da, cum a spus și dumneavoastră, nu-l cunosc foarte bine, dar cheamă Antonel, cred. Ok, lucruri interesante. Și știi cum e îmbrăcat sau așa? Nu știu cum e îmbrăcat. Dar am niște treabă în momentele față, dacă nu vă supărați. Poți să-mi afli niște informații dacă și dacă e, știi că zic, te plătesc cumva, te ajut eu pe viitor. 5085. Ciudat. E momentul.
Stai puțin. Iau mașina, că trebuie să avem mașina la intrare. Cazi că vreau să fug, trebuie să fug, știți? Ce zic? Hai de capa mea. Oh! O să-i fac o surpriză, dar nu zic care, anume. E una super... Stai ușor, domnișoară! Stai ușor! Stai ușor, nu îți spune absolut nimic, ok? Ușor, ușor, calmează-te, da? Nu vreau să-ți fac rău, vreau să stăm de vorbă, ok? S-a și întunecat. Ok. Mamă, hai vină un coș. Moară, băi, s-a făcut un întuneric. Unde mergi? Mașina mea ce fac? Nu am cum să o las aici, că eu... Aoleu, mașina mea? Trebuie să o ascund. Lasă că merge după aia. Hai de capul meu. Trebuie să o ascund. Du-mă undeva într-un loc mai retras. Domnișoarea, cum te cheamă? Adriela mă cheamă. Adriela. Cunoști un băiat pe nume Antonel? Poftim? Cunoști un băiat pe nume Antonel? Da, iubitul meu. Aha, asta voiam să aud. E bine, tu știi cine sunt? Da, am auzit de tine. Ai auzit de mine? Ce despre tine? Cine sunt? Maricel, din câte mi-aduc aminte. Bă, mă știi, ești nebun? Oho. Te-ai informat bine. Bă, bune. Și ce zice Antonel așa de mine? Te iau mai ușor, băi! păi... Mi-a spus atunci când i-ai luat mafia... Mai, zine, fă dreapta, fă dreapta! Nu prea știu multe despre tine. Mers la porturi, mers. Nu, nu, unde? La port? La porturi, porturi. Porturi? Crezi că e... Păi, hai la porturi, hai. Deci, ca să-ți explic cum o să meargă treaba. Antonia, dacă nu mă ascultă, eu nu vreau să fac rău nimănui, eu i-am spus lui și treaba asta, vreau să zic că vreau să ne calmăm, vreau să trăim fiecare viață liniștită. Iubitul tău nu prea a înțeles treaba asta, a venit și a început să tragă în mine, în mașina mea, în sora slash iubita mea, încă am răbdat faptul că aproape a omorât-o pe sora mea și nu m-am răzbunat pe treaba aia. Și tot el a venit peste mine și a tras în mine și toate nebunile, da? Ia stai două secunde. Îmi poți spune numele ei? Hai să scot bateria din telefon, că să n-avem surprize. Așa. Ce zice numele cui? Numele... Suroarei. Suroarei mele este Zumi. Da. Nu știu ce a făcut ieri, că n-am fost cu el deloc. Nu știu ce s-a întâmplat. N-ai fost de față când a fost urmărirea aia? N-ai fost, da? Aprește, aprește puțin pe dreapta. Băi? Mă sunt cineva. Oh my god, stai puțin. Da? Bună! Sunt cam ocupat în momentul de față, care-i treaba? Zile... Uite! V-ați făcut frumoase? Da, uite! Stai că nu prea o văd pe Bibi. What? Ah, oh, Louis Vuitton, oleu, oh, Black Friday, alea. Da, da. Deci unde până mai așteptăm că aici. Până... Mai durează un pic până termin o treabă, va mai dura ceva, dar vă sun eu când termin, ok? Sper să fie regulă ca să pot să vin să vă iau, ok? Ok. Ciao, okay. Ciao. Ok, bye-bye. Mamă. Vezi că pui mâna... Eu? Da. Nu pun nimic am în mâna, gura, că am iubit acasă. Am logodnic acasă chiar. Aoleu, casă de fiatră. Încă nu ne-am căsătorit. Asta tot încerc să mă căsătoresc cu ea, dar nu pot să mă căsătoresc când știu că am un pistol aproape la tâmplă. Știi? Da. Uite, ești în locul meu, nu? Vreau și eu să trăiesc și eu liniștit și... Bine și...
trec pe asta mine, știi? Vreau și o să trec niște să fie tot un... Știi cum e? Mi s-a mai întâmplat și... Ți s-a mai întâmplat? What? Cred că ea e panicată, nu știi ce să zică. Cred că asta vă să zică. Știu eu un loc perfect. Ok, mers. Știu eu un loc perfect ca să-i dau emoții, hai. Deci ce trebuie să faci tu? Dacă ești cu minte și de treabă, așa, nu o să pățești nimica. Dacă încerci să faci pe fata deșteapta cu mine, o să ai probleme, ok? Vreau să... Ți-am zis, eu vreau să-mi văd de treaba mea și să trăim liniștiți, dar va trebui să-l ademenez pe Antonel pentru treaba asta și să discutăm ca doi oameni serioși, da? N-aveam cum să vorbesc cu el și să fie treaba asta fără să apelez la tine, știi? Avea nevoie de ajutorul tău, din păcate. Și trebuie să-l fac să-l atrag. Sunt pe GPS acolo, pe... Da, 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 stai. Fii Antonel, în care sunt o duc. Fix aici. Că e bun locul. O pun acolo la prăpastie, cum ar veni, să-i dau emoții lui Antonel. E bun? E bun. Mai avea și puțin, dacă cumva să ia vreo stație, știi? Așa trebuie să... N-am ce să fac. Mă bucur că ești de acord cu mine un pic, măcar e bine, mă simt bine un pic. Asta înseamnă că n-ar trebui să fie treaba dificilă. Uite mă, că e de partea mea un pic. Nu o să fie. Uite, uite, că nu o să fiu dezamăgit de ea. Băi, vezi că e bine. Bă, mai bine era la baraj, mă, că acolo erau mai multe... Bă, du-te-mă la baraj, mă. Bossule, ce facem aici? Nu văd nimic. Ce? Nu văd nimic aici. Du-mă la baraj. E bine. Bine. Acum, repede. Imediat, stat un pic. Mără, băiți, cât mai ajungi până la baraj. Nu are cum să te găsesc Antonel, asta știu și eu. Dar o să-l ademenez. Guys, ca să înțelegeți, eu nu vreau să fac niciun rău nici fetei, nici lui Antonel, deși mi-a făcut atâta rău, nu vreau să-i fac. Vreau doar să înțeleagă că vreau să mă las în pace și n-am cum să fac, după cum ați văzut, și iubita lui a fost de acord că e nebun. Alo? De ce mi-ai luat? Femeia. Eu? Ce femeie, mă? Vezi că te pui cu răul. De ce mi-ai luat femeia? Tu de ce ai început să tragi în mine ieri? Nu mi-aduc aminte. Aha, nu-mi ți-aduce aminte, ai memoria scurtă? Ai început să tragi în mine cu prietenii tăi cu o grămadă de mașini. Te-am văzut printre pădure pe acolo, eram printre copaci, pardon. Fix înainte să urc, te-am văzut. Tu erai cu ea. Și altcineva n-are cine să fie. Bă, înapoi! A, deci ești într-o mașină acum. Da, sunt într-o mașină. Și mă îndrept către un loc. Eu aș zice să-mi o dai înapoi. Pe femeia mea. Sunt peste 2 minute și vorbim, ok? Dacă te ceva. Atingi de ea... Vorbim peste 2 minute, 1 minut. Te sun. Promit. Am avut șansa să te omor de multe ori, ai grijă. Bine. A, ce vreau să... Și eu am avut ocazie și el a avut ocazie și vreau să mă lase în pace. Antonel? Ha? Antonel era? Da, era Antonel. Mi-a găsit numărul cumva, nu știu cum naiba, știe numărul. Da, nu știu. O mai zi mică, hai dă-i. Aici? Stânga. E perfect aici, așa, bam. Ok, hai, stop aici. Așa, Adriela, deci. Deci. Vino cu mine, așa. Suntem urmăriți. Du-te și rezolvă pe ăla din spate. E unul. Du-te repede. Ăla e polițistul ăla. Așa. Îl lași, hai să-l omor, deci ce? Așa. Vreau doar
Atâta de la tine. Vreau să par și tu un pic speriată, știi, și că înțelegi ce vreau să fac aici, da? Vreau doar să-l ademenesc, da, că dacă înțeles. Ești în regulă și zici, a, bine, Pisi, sunt aici, sunt în regulă, stai aici în vacanță, ok? Nu trebuie să fii așa, trebuie să fii speriată, trebuie să te pui acolo și să joci și tu acolo un rol așa de speriată, practic asta-l fac să vin aici să putem să vorbim ca oamenii, cumva, știi? Am înțeles. Trebuie să mă gândesc exact la planul ăsta dacă e în regulă, că nu știu, abia l-am gândit. Stai puțin, că trebuie să mă gândesc să nu cumva să fie mai rău dacă îl chem aici, că sunt cam un circuit. Trebuie să mă gândesc un pic. Trebuie să chem parabul ăsta unde ne-ai. Hai că pare de treabă, mă. Îmi place că cooperează fata. Așa, ioi. Păi, ce trebuie. Sincer. Ia uite ce bine și ia joc. Mă bucur. Ia uite ce de treabă e. N-are treabă, bro. E ok. Haide, mă. Hai că sun. Fii antena acum, fiți antena la apelul ăsta. Da, vă rog. Marius e la telefon. Ce onoare. Mă vezi? Te văd. Arată-mi eu. Ia uite-o. O vezi? E în regulă. O văd. E un pic speriată. Un pic mai mult speriată. Ideea e că gata. Ai nevoie de destul. Bani? Ai văzut-o destul. Nu am nevoie de bani. Hai că nu are pe ăsta. Așa. Nu am nevoie habar de bani. Habar nu ai, habar nu ai, ce-am în spatele meu. Nu ai habar. Nici. Ia nu ai habar în ce rahate-i băgați. Arată-mi. De ce aș fi prost să arăt? Păi, și eu de ce aș fi prost să-ți arăt ce am eu? Vezi, ai grijă. Că nu mă cheamă degeaba Antonel. Nu degeaba mă numesc Corleone. Nu degeaba tatăl meu este Vito. Dumnezeu să-l ierte. Pupaia și mâna lui și mormântul lui. Aha. Zim ce-ți dorești. Am pus de-asta de câine. Nu-ți mai băga efecte cât te nenorocisc acum. Bine, mă. Ți se pare amuzant? Mi se pare un pic amuzant. Și de ce? Pentru că am ajuns și eu să vezi și tu cum e. Când fac și eu un pic rău, știi? Știi ce vreau? Un pic, da, ți-am luat iubita. E în regulă, e întreagă, vrei să-mi arăt o dată? Uite, vezi, e în regulă, e întreagă, e tot în regulă, cooperează foarte bine. Ceea ce mă bucură din partea ei. Știi? E tot în regulă. Cred că tu nu ți-ai dat seama încă de planul meu pe care l-am în minte. Ce plan ai în minte? Și tu mi l-ai dat peste cap. Aoleu, ce rău îmi pare. Motivul pentru care am intrat eu în poliție. Ca să revină mafia Corleone. Mă rog de mai înțeleg ceva. Nu înțeleg absolut nimic. De fapt, nici nu vreau să mai spun ce am aflat eu. Vreau să spun așa. Eu tot ce vreau e să mă lași în pace. Vreau să vii, să vorbim ca doi oameni liniștiți și vedem cum rezolvăm. Dar vreau să vii singur. Dar vreau să vii singur, pe bune. Ok? Vin și eu. Ne vedem, zim tu o locație. Da, hai că zic eu undeva sau undeva. Îți dau eu share location. Mă, dar dacă nu ești singur acolo, vreau un câmp deschis. Câmp deschis. Pe plajă. Pe plajă. Nu pe plajă. Ba, se da, vede pe orașul plajă. Frumos, nu sunt boschis, nu nimic. Pe plajă. Ai încredere de mine. Pe plajă vreau. Vezi că pe plajă pot să mi ascund oameni. Cu sniperi. Aici pe munte nu am unde să mai pun. Pe munte n-ai unde să mai pui, nu prea găsesc logica, dar... Uite, hai să-ți arăt unde. Aici. Eu cred că... Poi, da, hai. Bine, hai, dăm locația și vin. Așa să fie. Bă. Da? Am vorbit cu Antonel. Da. Cred că planul ar fi cumva să ne vedem cu el, nu? Practic, ca să discutăm. Ideea e că am nevoie ca tu să stai în umbră. Îți dau un sniper și stai tu cu el și tragi când e nevoie, ok? Da, da. Ca să-ți arăt că am sniper, înțelegi?
Da, eu nu vreau să fac niciun rău, că probabil 100% el nu o să vină singur. Așa cum îl știu eu, mereu n-a venit singur, știi? Din păcate. Chestia alta, să nu fie de la oraș, știi? Mă rog, tragi cu asta, înțelegi? Tragi cu asta. Da, da. Ok? Ca să fie semn. Da. Ok. Hai să mergem acum acolo. Așa. Ești în regulă? Sunt ok, sunt ok. Ia zi. Tu nu știu nimic, da? Da. De mine. Dar altfel zici și eu multe chestii despre tine, lui Antonel. Ha? Ce se referă? Nu știu, că n-am făcut absolut nimic. Aha, vă știu pe voi fetele astea cu minți. Da, nu, mă, fată cu minte. Serios? Nu, chiar n-am făcut nimic. Ești fată cu minte, te știu eu pe tine. Hai. Chiar sunt fată cu minte. Normal. Am miște ceva? Zic eu că n-am făcut nimic. Bine, fată cu minte cum ești tu. Pă bune zi! Fii fată cu minte, ridică-te. Stai așa. Așa. Iar că miroase țeacă, ce miroase țeacă găzi? Așa. Două secunde. Văd unde n-ai mai dispărut mie, tip prietenul. Unde a dispărut prietenul meu, mă? Da? Unde ești, mă? Mai în spate aici. Ah. Păi hai că nu aici ne întâlnim. Ah. Nu aici ne întâlnim. Aici poți să fie plasați. Oricum, după asta trebuie schimbat. Eu nu vorbit pe perea dacă tu văzut el. Adică nu văzut. Eu după aia am schimbat alte haine ca să nu afla nimeni. Arabule, dar da, ce rog. Ai făcut distanță? Îmi spui, mă, locația sau vin să te chem eu undeva? Ești chiar? Nu te-am primit nimica. Îi mai verific o dată. Marisa ți-a furat femeia. Cine a dat mesajul la 1-4? Să zic nimic. What? Pentru că n-am de ce atâta timp cât mă lăsați în viață. Normal că nu o să vrem să te omorâm sau ceva genul ăsta, dar trebuie să nu zici pentru că... Păi vedeți mașina aia de acolo? Ei funcea pentru ăla cu mașina aia. S-a făcut zob. Gata, mă. Vrei să... Bă, dar înțeleg, de ce apare în dreapta? Băi, e stricat? Ia o căsătorie. Aha, unde, bă! Ce-ai făcut? Ce ai zis, femeie? Ce ai spus că mă enervezi, ai fost atât de cu minte? De ce ești acum așa? Ce ai zis? Nu am spus nimic. Ai, că da. I-am spus că mă căsătoresc cu Andrei. Fată cu minte ești tu, mă. Fată cu minte ești tu, gata, treci acolo. Treci în spate, hai. În spate. Stai, măi, că mă mut. Gata. Gata. Băi, Arab, am zis eu ceva în regulă? Nu, m-am bucurat prea mult. Ce-i cu cuțitul ăla în mâna ta? Hai, urcă. A, nu, că m-am prins într-o plasă și trebuie să tai plasa aia. M-am entuziasmat prea mult. Bă, deci... Adrila, tu mă înțelegi pe mine că vreau ca totul să meargă ca uns? Da. Că înțelegi că nu vreau nimic rău? Înțelegi că vreau să-l da, fac să, să-și vadă de treaba lui și o să-mi vadă treaba lui. Eram așa, ne înțelegeam așa de bine când eram mici. Și acum aș să fie efectiv nebunit un pic așa, da. Zis, o să fac cumva, nu știu. Să fac să vă înțelegeți înapoi, nu știu. Nu-mi place ceea ce fac. Ar fi destul de bine, ar fi destul de bine, sincer. Să-l faci să nu mai aibă taură pe mine, ar fi destul de bine. Ia uitat un pic la mine în ochii mei. Da, sunt pe drum spre tine. Nu! Bun. Pe drum spre inima ta. Mamă, ce rapid am închis. V-am mai spus că de ce am luat-o pe Adrila și v-am mai spus că nu am de gând să-i fac absolut nimic rău. Vreau doar să-l sperii să mă facă să înțeleagă, să-l fac să înțeleagă că... Vreau odată să mă se calmezi, să mă lase în pace. Nu cred că vrei asta. Ce să vreau asta? Să mă duc la Mirna?
Aici mi-a pus. E închisă drumul. N-a decurs cum trebuia planul. Păi? E blocat drumul în partea cealaltă. Și uite-l pe Antonel, a venit din partea asta. Îl vezi acolo că s-a așezat acolo? Și e blocat drumul în partea cealaltă de o dubă. Iară face glume. Face, ia stai că-l sun. Are altul. Eu... Tu stai aici puțin. Mă, ce-s cu glumele astea? De ce e blocat drumul din față? Nu știu nimic. Cum nu știi nimic? Ai blocat drumul din față. Eu... Nu am blocat nimic. Vino în coa. Mă. Vino în coa că și drumul pe să scadă ce ai pe casă și să mordă nu omor pe iubita ta dacă faci șuste. Să omori pe iubita aia dacă fac șuste. A, omor tu? Ok, bine. Vine acum. Vino în coa. Om, eu am zis că omor eu, dar dacă a vrut el să omoare el, bine, ok. Ești în mașină. Păstrează o distanță și vezi ce faci. Ho, 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 ho. Cu cine păstrează o distanță. Nu sunt cu nimeni. Cine? Eu mai am un prieten. Cine? Mai am un prieten. Are o mască cunoscută. Nu știu unde l-am mai văzut. Știu doar că m-am speriat ca un... Nu mă băgă în seamă. Prost. Ciudat. Ea e fata? Iubire? Da. Ce ți-au făcut ăștia? În afară să mă răpească nimic. Și acolo? Ia vino, ia vino, vino încoa. Ce? De ce ți-a târnă sânul drept mai rău? Bă, ce-ai făcut, mă? Ce vrei, mă? Nu vezi că un sân ia târnă mai mult? Cine ăsta? Cine ăsta? Cine ăsta? Și așa, Antonele. Băi, doamne. Ți-ai adus oameni? Nu mi-am adus niciun om. Vezi, ai grijă. Ăsta e polițistul ăla, idiot. Vino în coa. A gândit-o foarte bine. A gândit-o foarte bine polițistul ăla. Mai știți nimic polițistul ăla? Ia-ți mașina aia Mercedes și-o fi el și cară-te de aici. Și sper că n-o să mai au niciodată de tine. Eu n-o să promit că n-o să te mai vânezi. Bă, bune, asta am făcut totul. Eu am venit atât, deci am fost atât de treabă încât să ți-o las pe tavă, efectiv. Nu mă, și m-ai întrebat de ce ți-am luat-o și de ce am venit așa de ușor. Nu ți-am cerut nimica. Îți cer doar să mă lași naiba în pace că nu ți-am făcut nimica. Dar poate o să te înțeleagă iubita, că e cam de treabă iubita ta, oricum. E de treabă, n-am ce zice. Eu am știu. Ok. Îi face semnul mai că rezolve. Ce faci, mă? Ce-am făcut? Am crezut că mai atins o leacă așa pe fond. Vezi, ai grijă. Nu știu de ce îmi pare cunoscut băiatul ăla și spune-i să-și acopere arma, că mi-e frică. Ai grijă. Îl cheamă Michel. Și nu prea vorbește. E un prieten de-al meu. Am și eu de-alea la mașină. Ce de-alea? Michel de-alea. Ce Michel? Michel. A, Michelan. Bun. Am înțeles mesajul. N-o să mai auzi de mine. N-o să mai auzi de tine? N-o să mai auzi de mine de azi. Nu? Nu. O să dispari. O să dispari? Îți promit eu. Ai auzit bine. Ce-ai promis tu, fă? Ai zis fă? Mi-ai zis fă? Eu zic să treci în spate, că s-ar putea să ți-l dau pe Johnny în gură. Probleme în paradis? Nicio problemă în paradis. Ce-ai făcut lui asta? Că fă că e... Umblă și ea după tine. Ai grijă. Ce mă, că am logodnic acasă, ești nebun la cap? La mă, ești nebun. Bun. Iar îți dau prea multe din casă. Ne-am înțeles. Treaba-i treaba. Baftă. Mișcă-te mai repede aici. Luăm noi mașinul ăsta. Mă supăr. Haide-i. Te-ai, deci până la urmă ce am rezolvat-o sau? Poftim? Până la urmă am rezolvat? Așa cred. O secundă să mă constăt. Să mă conciliez puțin cu gândurile mele, stai puțin. Chat. Da, era polițist tipul ăsta care tocmai l-a omorât, cică.
Asta e mașina de poliție. Mișto mașină. Sincer. Mai puțin. Bă, chat. Unde lăsat? Două secunde, trage pe dreapta puțin să mă gândesc. Păi chiar credeți că am scăpat de tot? A fost până prea simplu ca să... Păi chiar credeți că am scăpat? Gen. Dar unde e Pablo? Sarta. Toată lumea zice că nu. Toată lumea zice că nu. Așa e tunel, zice o chestie și face alta și voi ziceți la fel. Nu, ai făcut și mai rău. Am făcut și mai rău. E ceva la mijloc, da. Nu știu, mă, că aici o aștept propunere în secțiunea de comentarii. Cum îl facem pe Antonel să se calmeze? Noi ce că l-am calmat în momentele față. Nu știu, să fie pace, bă, să fie pace. Uite ce zice acolo. Să fie pace, să fie pace, se zice. Am spus, dacă o să mai fie probleme, o să fiu nevoit să acționez și eu la acțiune. Cum face el, direct pășuste, când nu se așteaptă. Bam, apar și eu cu un pistol. Bam, apar și eu cu mai mulți oameni. Bam, urmărire, bam. Dacă așa e nevoie, o să fac și eu asta. Dar nu vreau. Ok. Hai să mergem la gagici. Da, 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 mers, mers, unde, unde? Oh, băi, nebunule, calmează-te. Mergem la... stai puțin. Zi-mi, zi-mi. Păi, unde ne-ai lăsat? Acolo la mall? Da. Hai că vine mea să vă iau, ok? Ok? Vine mea să văd cum v-ați îmbrăcat, da? Bine, bine, papa. Ceau. Lasă-mă pe trebuie mine să conduc. Dar nu că mă descurc, te rog. Nu, nu mai vreau, m-am săturat. Nu, 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 mă descurc. M-am săturat. Mă descurc. Te rog eu mult, lasă-mă să conduc. Trebuie să dau de permis, trebuie să exersez. Oh, mi-e rău. Zis un nemers. Băi. Ok. Că mă descurc, zis un nemers. Hai de capul, uite-ți-le mele. Dă-i în spate. Mai ușor, dă-i în spate. Dar cu spatele întorci și mașina. Așa. Tot înainte. Și ușor. Hai. Dacă mergi cu 200 la oră prin oraș, să știi că nu o să-ți priască, să știi. Ușor, ai, dreapta aici. Dreapta aici. Top, top, top. Ah, eu aici l-am lăsat. Dă-i în spate. Fetele astea sunt incredibile, bă, băiatule. Dă-i, 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 dă-i. Oprește-te undeva, oprește-te aici. Pe dreapta, pe stânga, hai, hai. Să conduc bine? Forță, dar nu prea, da, să pe... Hai să nu ții permisul. De ce? Nu știu. Păi oricum eu conduc. Oh my god. Unde eu? Ești? În magazin. Care magazin? Da, nu știu. Poți să vii unde v-am lăsat da, eu? Da. A? Poți să vii unde te-am lăsat eu? Până aici am stăm unde te-ai... A, vine un caz lumii. Acum, hai. Da. Mergem noi la ea, mergem noi. Ceau, ceau. Nu te văd. Dă-i în față, dă-i în față. Aici, stop, magazin? Stop, 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 aici, stop. Aleu. Oh, mă, mamă, dar ești incredibil. Băi! Da unde ți-ai luat permisul? Că nu-l ai! Bă! Nu sunt polițist, nu v-ați speriat oricum. A, nu? Că de-aia am dat alpă. Nu, dar o întrebare. Dacă poți deschizi un pic geama asta. Oh my god. Să vorbească. Bă, ăsta e pericol public. Nu, stai un pic. Spune. Cunosc că am vorbit cu tine la telefon. Ai trimis o adresă GPS. Cred că ai trimis la telefon. Ce are, mă, ăsta e bolă? Nu, e bolnav, lăsați-le cu capul, urcați, imagină și pleca de aici. Hai, Bibi și Zumi, urcați, vă rog. Hai că mergem, mergem unde vreți, vă duc eu, ești. Vino cu în spate, că am băieții ăsta în față, sorry. Ne duce el? Hai că ne duce. Mergem! Hai, mai repede, spate, care mă mai sună acum? Cum adică mai repede, dar unde mergem? Unde mergem? Alo! Bună, arabule! Care ești? Salam aleikum! Spune-mi care ești! Bună! Bună ziua! Ăla care v-a oprit! Bună ziua! Ăla care ne-a oprit? Da. Domnul arab! Da, da? Nu mai mă sună, te rog! Lasă-mă acum! Oh,
no. Bă, dar nu înțeleg cum vă găsiți. La Hagbar? Te rog. No! No, no, no. No, no, tot no. În față, te rog, iau tot în față. Dar zis unde no, mers habibi. Că știu să merg. Dă-i tot în față, zis hai, locație. Tot în față. Da, zis locație, mai ușor, mâncați-aș banii tăi că ne bagi în mormânt. Da, în față, stânga. Da, nu mai panica. Dreaptă, 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 măi! Spate, măi! Păi, dreapta, dreapta. Păi e aceeași chestie, dreapta, dreapta. Acolo. Dreapta! Dreapta, gata, nu. Uite, dreapta. Dreapta, am ajuns aici. Dreapta. Și dreapta. Dreapta. Și dreapta. Dreapta! Și dreapta! Aici, mulțumesc foarte mult. Păi trebuia spus aici că știu să merg. Moară băieții mei, lasă-mă să-mi scot mașina din garaj. Nu, că știu să... Lasă-mă să-mi scot mașina. Marisel, Marisel. Imediat. Hai că vreau să văd cum s-au îmbrăcat fetele, că nici n-am apucat să analizez la cât mă moară ăsta aici nebun. Gata. Bă, ăsta-mi fură femeile. Îmi fură cămilele. Bă! Bă, este nebun la cap. Ce face, mă? Stai nebun la cap. Hello. Bă, tu ai nebunit? Spus dă-te jos de la volan acum! 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 Eu nu trag în el, ce să-l sperii. Dă-te jos de la volan! Dă-te jos! Dă-te jos acum! Dă-te jos! Dă-te jos! Dă-te jos! Dă-te jos! Coborâți, coborâți femei, coborâți! Oh my god, hai, hai urcați în mașină că nu mai pot. Bă, ăsta-i... Da, și-o Zumi și-o caută. De ce s-a urcat la el? Zumi și-o caută? Bă, n-am timp! Iartă-mă. Abia aștept să intre banii de la stat. Trebuie să vorbesc cu statul, că nu se mai poate așa ceva. Poți să știu unde ai adus-o? Ăsta e handicapat? Am eu GPS pe ea, să știi. Mi-o face șuncă din ea, ești nebun? Sora mea! Ești? Avai! Închiri, man! Face mușchiuleț din ea, mă. N-ai mai știe ce tradiție au ăștia. A few moments later. Aha. Stai puțin că trebuie să rezolv ceva. Stai puțin. Sau. Am plecat în club. Așa. Sunt în club, Marisele. Da, mă, da. Trag și aici pe dreapta. Ia. Stai. Hai. Stai. Alo. Unde te crezi, băi? Aleu. Hai, handicapat ești, mă, Mari Vesel. Nu știi să stai nici pe tot asta? Aleu. Salut. Alo. Ajută-mă că băiatul face chestii decente cu mine. Alo, că te iubesc ca un nebun. Unde e Sumi?
Unde e Zumi? Hai de capul meu. Că mi-e dor de unde tine. E Zumi? Unde e Zumi? Unde e Zumi? Nu știu, nu, eu da. Unde e Zumi că ți dau acum un glonț în cap pe bune? Nu știu, nu știu. I-a fugit, dat, bătut, nu știu. Bă, ce ai cu metri ai nebunii la cap? Ce ți-a făcut mașina aia? Fumat cocaină. Ce? Alo, alo. Bă, tu mă auzi? Auzi? Ia, 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 ia. Ce până mea. One Thumb România roleplay, by the way. Bine. Alo? Stai pe loc, stai pe loc. Tu vii cu mine, te rog. Zumi? Da. Poți să știu ce faci? Bate ferești pe mine, ba mă suni. Vino încoace. De ce te-ai urcat la el în mașină? Spune și mie. Credea că e fata. Vino cu mine, vino cu mine. Băiatul e nesimțit, mă atins. Urcă aici. Alo, că te iubesc ca un nebun. Alo. Condus. Du-te no, și conduci mașina ta, lasă-mă în pace, lasă-mă în pace, bă, că-ți dau un glonț în cap. Băiatul ăsta m-a atins. Te rog eu mult, hai, urcați în mașină și vă rog, hai, hai, urcați în mașină. Așa, amândouă. Du-te și plângi. Amândouă, amândouă, urcați în mașină, acum, acum urcați bă, amândouă. Bă, Bibi să urce prima. Aoleu, contează ordinea. Bine. Bici eu. Nu, pleacă, nu. Dacă nu vă mișcați. Mor eu. Bă. Eu nu mai, mi-e frică de omul ăsta, nu mai vreau. Alo, alo. Dacă nu cobori acum din mașină, îți zbor creierul. Acum. Pus pistolul la cap. Pa. Bă, seara, mi-a pus pistolul la cap. Ăsta e nebun la cap, mă. Nu mai merg la arabi. Băi, dar ce-a luat, mă? Nu mai mergi la arabi? Ah. De obicei, frecventezi arabi sau? Mai zi nimica. Frecventezi arabi? Spune-mi. Nu, dragul meu, nu! Frecventezi BZR, dar nu mai existăm. Nu mai sunt în stoc. Nu no? mai fi o dată adevărat. Acum are apucături de beze, pe bune. Apucături de beze. Săracul te-a ajutat. Da mă, săracul te-a ajutat. Voi ați văzut cum a nebunit, se mai calmează și lăsați puțin că își revine. Voi să-i mulțumesc, dar voi ați văzut și a luat o razna. A început să o atingă pe Zumi. Vi se pare normal? Mie nu mi se pare normal. Și că mă iubești? Nu? Nu? Ce zici? Zic că nu e așa că ești un frățior bun și că mă iubești. Păi da, îmi veni să te starvezi. Thank you, thank you. Thank you, Sean. Bă, nu știu ce să zic, dacă să merg sau nu la maica mea. Să-mi facă scandal. Să mă duc de la ce? Ea. Ce? Cu nunta? Nu cu nunta, mă, dacă să mă duc la ea. Că teoretic vreau să îi cer și eu ajutorul să avem și noi unde să dormim, știi? Hai să dormim la ea, du-te. Păi n-avem casă. Mergem împreună. Păi mergem împreună. Hai să mergem împreună la ea. Mergem. Gașca Zorli. Mergem la mama mea să-i cerem ajutorul? Da. Da. Ce ai în spate? Mergem la maica mea? O pungă de chips, cred că o să-l accepte dacă îi zici că da. Adevărat, mă, trebuie să nu merg cu mâna goală. Mă duc să-i cer ceva cu mâna goală. Stai puțin, două secunde. Vezi că este magazin în spate, că... Nu gândești rău deloc, pe bune. Mulțumesc. Știu ce dorești o mamă. Deci o pungă de chipsuri și poate și niște ciocolată de aia, Rafaelo sau de care îi place. Hai, repede. Uite-n fața ai un magazin, din câte mi-aduc aminte. Din câte și aducem la minte. Guys, mergem să-i cerem ajutorul, maica mea. Cum? Cumpăr eu sau cumperi tu? Mă duc eu și cumpăr. Stați în mașină, vă rog, eu nu ieșiți de mașină, că...
Aici, plecăm, o stăm aici, știi? Da, da. Vă bag, uite aici, în spate rău, tot să nu vă vadă nimeni. Da, dacă avem boschetari. Nu ieșiți de mașină. Hai să facem cumpărături. Mamă, bună dimineața, chat. Pă bune. Ok. Cu cine ducem la maică mea? Sandwich, shawarma, shawarma. Ok. Cu cine mai ducem? Cu undiță, cu gogoașă. Ok. Ok, acum. Misiuni magazin. Nu vreau misiuni magazin. Vreau coșul meu. Stai, ce-am făcut, mă? Oh my god. Deci vreau shawarma și gogoaș. Coșul meu. Vreau să iau 5 shawarme și 5 gogoș. Să am. Vreau să plătesc din cash. 600 de lei? Păi, de capul meu. 500 de lei o shawarma. Păi, ce shawarma asta? Chat, voi vedeți cât e o shawarma? O shawarma. Mamă, trebuie să-mi vină banii neapărat. Ești sigur, mamă? Ești sigur că vrei să-ți cumperi 5 shawarme? Be careful. Be careful, ai putea să pierzi tot. Cu 5 shawarme, vezi că pierzi tot. Be careful. Da, da. Da. Mă, e combinații. Am zis să nu mă duc cu mâna goară la maică mea, nu? Guys, mi-a adus aminte data viitoare și cred că o să vreau... Dacă mi intră banii, poate data viitoare, sperăm. Dar cred că o să ne iasă, guys. Data viitoare eu zic că o să avem banii ăia promis de la stat. Eu asta zic. Data viitoare să verificăm neapărat banca, pentru că s-ar putea să avem banii de la stat. Au durat deja cât pot să mă lase fără casă, totuși, știi? Cât poate să mă lase fără asta? Gata. Așa. Haideți, guys. Ok, mamă, de când am mai auzit casa asta? Nicio. Deci, fiți antenă cum facem, nu intrăm direct, mă auziți? Ce are, mă? Bă, 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 stop, femei, vă rog, poliția, lăsați-o poliția, 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 da. Poliția, poliția, poliția. Ba nu mai e salvare acolo. Nu s-a întâmplat nimic. Ce ne-a bagat cu ambulanța aici? N-am era, pus-o. Uite, era peștele ăla de acolo. Bine, gata, lăsați-l să se ocupe de medic. Lăsați-l să vă ocupe medicul ăla de ăla, ok? Hai, vină cu aici. Hai, 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 hai. Lăsați-mă da. Să vedem ce facem aici. Hai cu mine, hai cu mine. Bine, hai. Bine, mergem. Acum, gata. Vă rog, stați aici. Stați doar aici și vă revin eu cu informații, ok? Ia uite pe maica mea. O să intru în jacuzzi? Nu știu. Plăci că maica mea face energie. Nu, te rog eu mult. Cura puțin. Bine, gata. Vreau să văd dacă e maica mea. Ce face maica mea? Opa. Înapoi, Bibi, înapoi. Ah, n-am știut. Ce pățit mea? Ai văzut pisici? Taci, vă rog, mă, lăsați-mă să mă concentrez. Maica mea nu e singură, asta e problema. Cu cine? Oh! Amant? Soț? Are iubit. Ura! Ok. Stați, stați, stați. Stați puțin să mă uit să văd pe aici, pe interior. Uite-i, guys. Uite că se uită la noi, ăsta ești? Nu uite, se uită pe geam, că nu poate să intre pe ușă. Cine-i ăla? Cine fluieră? Chat. Avem papagaie în... 2 secunde, stați aici, nu vă mișcați. Ok. Ok. Cam o idee mai bună, mă duc în turnul ăsta. Ia uite-i, mă.
Da, e oare maica mea? Pare să fie, să mai fi slăbit sau mi se pare mie? Ia stai să o sun, mă, să întreb. Ia fi antenă, chat. Fiți antenă cu sun. Taci cu sun. Taci cu sun. Ia antenă acum, că o prind în flagrant. Fiți antenă cu prind în flagrant. Să vedem dacă îmi răspunde. Să vedem dacă răspunde. Ia, ia, ia. Ia că s-a dat într-o parte, tipul. Alo, da? Bună, mămică, ce faci? Uite, bine, făceam yoga, tu? Făceai yoga? Da, da. Cum mai ești? Cum o mai duci? Uite, bine, acasă, te așteptam să vii, am mâncare dacă vrei. Ai mâncare? Da, da, dacă vrei. Păi hai că vin acum, e ok? Acum? Da, acum, acum, e ok? Nu, acum, nu, nu. Poți să-mi dai și mie camera, că nu te-am mai văzut de mult. De... Acasă dau și o cameră. Cameră? Uite. Eu ți-am dat cameră. Nu știu. Dai și mie cameră. E prea vechi telefonul. Haide-mă, mică. Ai acolo butonul ăla de roșu acolo. Apasă pe cameră. Iată că am prins un fragant. Nu știu cu de-astea. Mămică, haide. Apasă acolo. Deci pe, e tasta aia. Numpad plus, uite. Și apăi și buton. Sau apăi direct acolo, direct. Pam. Apasă acolo să văd. Apasă, mămică. Da. Așa. Bună. Vezi, mamă, ai mai slăbit? Păi e când te-am mai văzut pe tine, da, logic. Da, e singură acolo? Moment. Da, da, singură, cu priveliștea. Ah, e clar. Cu planta. Păi ok, mămică, atunci, hai că vin, ești acasă, vin acum și eu în câteva minute. Da, imediat vin. Da, în cât timp vii? 3 minute, 2. Bine, bine, ok, pa, pa, pa. Bine. Ia, unde fugă ăștia, mă? S-a dus jos, să? Mă, poate le vede pe astea două. Oh, shit. Băi, de ce mi-l ascunde maica mea? De ce mi-l ascunde, bă? Nu înțeleg de ce mi-l ascunde. E adevărat că e cu el? Eu cred că e ceva... Ăla o să și ia acum ceva. Stai puțin că nu se mai poate. Tu mă și suni 2446, îmi pare rău. Te-am notat. Dacă nu pleci imediat o să chiar să-ți dau ceva. Eu chiar sunt mega indulgent, dar dacă voi nu puteți... Nu ai dispărut, mă. Deci că pleacă. Stai. Te cum mă duc peste ei. Nu cred că au plecat. Wow! 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 N-am apucat să-l văd prea bine. Propria mamă, bă. M-a mințit pe față. Wow! Wow! Ce? Propria mamă m-a mințit pe față. Adică? Adică m-ai auzit bine.
Propria mama m-a mințit pe față. E cu... Păi cu ce te-a mâinăță? Ea cred că a venit, sau? Aud pași. A plecat de tot, mămică. Eu cred că casa asta e mai posedată decât Halloween, nu? Tocmai polițistul a căzut din ceruri în apă. Eu am spus că există OZN-uri și fantome. De ce ți-a zis? Deci, am vorbit cu ea. Ai văzut și l-ați văzut și voi pe tipul ăla, nu? Aha. Cum arăta? Că nu l-am apucat să-l văd foarte bine de acolo. Arăta ca arabu. Ce are? Arăta ca arabu. Asta e imposibil. Avea părul negru. Avea părul negru. Avea jacheta aia de 2017, check, you know, cu Deb. Eu nu prea cred că era arabu, dar... Dar semăna ca arabu. Bă, voi sunteți prăjite cu arabu cu tot? Ați visat numai arab acum? Auzi, tu numai la arab te gândești, femeie, pe bune! Adevărat. Numai la arab ai în cap, că pe bine nu stă rămâna arabul, nu știu cum să zic. Cum trebuie să fie arabul? Da, asta, deci din spate frate, se vede arabul ca și cum era, e arab. Arabul l-am lăsat la club acolo. Cum să până fie aici? Până să știu. Nu știu, primei nu știu, nu vezi că până și șerifii din zona asta ajung din ceruri în apă, aici la piscina ta? Uite la ăla, uite, ia, vezi? Nu mai e. Mai zi nimic. Nici eu. Chat. Că e clar. Ce a fost asta? Băieții din spate dau foc la case. Nu mai zi nimic, hai mai încoace puțin. Hai, te rog frumos. Ia stați puțin. Eu o să sun pe maica mea acum să văd ce minciună îmi zice. Ok, ok. Sună, gata că ai zis, sun imediat. Alo, da? Ce faci, mamică? Uite bine, am plecat repede acasă că mă grăbeam. Ai plecat repede acasă? Păi eu sunt acasă. Păi nu știu când ai venit, eu mă grăbeam. Ai plecat? Da, am plecat că mă grăbeam foarte, foarte tare. Unde te grăbeai? Nu știi să mită. La medic. La medic? Ești ok? Da, da. Mi-a venit greață așa pe loc și trebuia să mă duc la medic. Greață? Să mă consulte neapărat, că mi-a zis să vin acum medicul. Bine, mamică, te aștept acasă să vorbim dimineața, ok? Da, da, de dimineață vorbim, da. Bine, seara faină. Ai la grijă. La fel, pa, pa. O să consult direct, o să provoc mâine să-mi spună totul. Că știu că minte știva, dar nu pot să îi zic direct că mă nu știu ce. Vreau să știe că nu mi-am dat seama. Știți că e treaba că este toată situația asta? Trebuie să o prind în flagrant data viitoare. Acum știi măcar treaba asta că umblă cu 1. Petre 2, bă, calmați-vă, mă. Petre 2 este pe drum, calmați-vă. Calmați-vă, ok? Mai vomită și fata, nu înseamnă că... Ok? Calmați-vă. Să mai am frățior. Calmați-vă, hai să ne calmăm, chat, ok? Hai să ne calmăm, să stăm liniștiți, să stăm pe spate. Nu uitați să donați și voi acolo niște mană ca să faceți noi racheta aia. Dacă tot v-ați uitat la live, uite să încep eu prin a dona niște mană ca să faceți noi racheta. Aia avem destul de puțin și facem racheta să văd. Uite, dau și eu, uite, cu d-astea. Combo, fie antenă de 4 ori, ia uite. De bim. Combo de Halloween, da. Am dat de 4 ori. Aia zic. Și asta un pat. Vă pup pe toți cei care ne susțin acolo cu niște mană ca să fie treaba bună. Așa de piatră. Trebuia să faci poză. Bă! Da, asta era măcar bună. Pe tine sunt poate, asta okay? Cu poza era bună. Revin imediat, mă duc la baie. Asta cu poza chiar era bună. Ce am analizat? Am observat că suntem matching. Da, da. O suprapel. Pe asta vreau să spun acum. Așa, gata, am venit de la baie. Puteți să-mi arătați pe mine acum arătați că până acum am fost extrem de panicated. Ne, au zis cum... Băi! Eu acum observ că sunteți jumătate despuiate, băi! A? Nu,
Apoi acum văd în lumină, până acum era întuneric. Ia, Bibi, ridică-te de acolo. Bibi, ridică-te și vină ca lângă mine să vadă. Bibi. Bibi. Ai, da, viața mea. Păi bune, zici că v-ați luat o cârpă, v-ați pus-o aici la piept și după aceea ați legat-o cu o sârmă. Și se numește Louis Vuitton. Louis Vuitton. Păi... Ia ales, că ținutele. Păi da, mă. Ia ales, ținutele. Da, dar e prea despuiat. Uite că se vede că nici nu te-ai bronzat. Da. Ești un pic cam mai nebronzată pe partea asta. Da, ești bine oricum. Ești bine. Au, 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 au. Îți stă bine oricum, dar stă prea bine ca să umbli așa pe stradă. Mă auzi? Așa stai cu mine. Bă, 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 ei, ei, ei. Alo. Nu mai vorbesc de tine. Cum adică? Păi. Chill. Haide, mă, te super din astea. Fac și eu Caterinca. Ce să te fac și eu? Să mai râzi. Stă bine, dar ideea e că... Bă. Bă. Alo. Marisa are hainele rupte. Nope, nu le are. Nu mai am nici pantalon râs, nu mai am nimic rupt, mămică. Sunt la 4 ace. Dar o să mă vezi tu episodul următor când ne vedem să ne vorbim. Hai, baby, revino-ți. Haide, putem să ne ducem liniștiți acum? Da. Hai, vino cu aceste în brațe. Uf, greu, viața grea, viața grea. Hai. Hai că avem și pat unde să dormim ca lumea. Unde-i Zumi? Jos. Hai. Mama, guys, a fost un episod insane. Eu sper că v-a plăcut. Chiar a fost o întreagă nebunie. Dacă mai aveți următorul episod, vreau să facem peste 3000 de like-uri la acest episod. Nu uitați, dați acolo pe butonul ăla de subscribe. Și nu uitați că mâine, sâmbătă, la ora 1, aveți clipul pe canal cu noua mașină. Dacă sunteți curios, vedeți care este noua mașină. Uitați-vă la premieră sâmbătă la ora 1, ok? Sâmbătă la ora 1 aveți premieră pe canal la clipul cu mașina. Dacă vreți să vedeți ce mașină, de ce Matiz este RIP, legendarul Matiz este RIP, ce mașină a venit, ok? Momentan când filmez acest video nu o am pe mână, nu știu cum o să fie, nu știu cum o să fie episodul, dar eu zic că o să fie demențial asta, eu zic că o să fie... O să fie mișto, nu o să fie atât de mișto precum o să vreau eu, pentru că nu o să am atât timp să-l editez lumea probabil, dar eu sper să vă placă, o să fie o prezentare cum se trebuie, dar o să vedeți mai multe, nu vreau să vă dau spoiler, ok? O să fie ceva mișto, o să fie 3 clipuri, o să fie una, prezentare, 2, reacția prietenilor și gândiți-vă că o să primiți mai întâi reacția și după aceea o să primiți prezentarea, în fine, după aceea o să fie 3, trebuie să fie car vlog din mașină în care vă răspund vouă la întrebări de ce am la mașina și bla bla bla, ok? Care nu o să fac singur cel mai probabil. Să mai fie cineva în dreapta, ok? Pa YouTube, ok? Haide, la somnic. Hai la somnic, check. Hai la somnic. Sleep. Gata. O întreagă nebunie a fost episodul ăsta. Sper că v-a plăcut. Dați acolo pe butonul de subscribe și de like. Și v-am spus... Apăsați pe clopoțelul ăla acolo ca să fiți pe fază când mai postăm content mișto pe canal, ok? Vă pup, ceau!